Scene de groază demne de filmele cu mafioți chiar în centrul orașului Târgu Jiu. O șicanare în trafic între doi tineri șoferi s-a terminat cu un conflict sângeros. Cele două mașini au oprit la un moment dat în fața magazinului Parângu și mai mulți tineri au coborât din cele două autoturisme. S-au luat la bătaie în plină stradă, ziua în amiaza mare și sub privirile martorilor, îngroziți, unul dintre tineri a fost înjunghiat cu sânge rece. A fost dus cu ambulanța la spital și a fost la un pas de moarte, însă medicii l-au salvat la timp. Procurorii fac acum o anchetă pentru tentativă de omor, însă, surpriză, agresorii au fost lăsați în libertate și plasați în arest la domiciliu. Asta deși inițial, Costin, ei au fost reținuți. Totul s-a întâmplat în zona centrală a municipiului Târgu Jiu, în plină stradă. Conflictul a pornit de la o șicanare în trafic. Rănile suferite de victimă au fost unele grave, iar viața tânărului înjunghiat a fost pusă în pericol. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a formulat propunere de arestare preventivă cu privire la doi inculpați, la data de 19 martie 2021, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și de tulburarea ordinii și liniștii publice. Este vorba despre conflictul produs în data de 18 martie în centrul municipiului Târgu Jiu, în trotuarul din fața magazinului Altex din localitate. Judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea parchetului și a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu. Parchetul a declarat contestație în cauză, noi apreciind că este necesară măsura preventivă a arestului cu privire la cei doi inculpați. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor doi agresori, însă judecătorul de la Tribunalul Gorj a dispus ca atacatorii să fie plasați în arest la domiciliu.